Salutare dragilor, eu sunt Niculina și bine ați venit la mine. Astăzi pregătim împreună pâine cu iaurt, simplă și bufoasă, pregătită cu puțină drojdie și cu o dospire lungă. Este o pâine cu miezul moale și bufos, iar coaja foarte subțire. Este perfectă pentru micul dejun, alături de o cană de lapte sau ceai. Pentru o tavă ne trebuie 500 de grame de făină, 11 grame de sare, 5 grame de drojdie, 2 grame de zahăr, 50 de ml de apă, 240 de ml de iaurt natural și 2-3 linguri de ulei. Începem cu maiaua. Într-un castronel punem 5 grame de drojdie, zahărul, puțină apă și amestecăm până se dizolvă drojdia. Punem restul de apă și 2 linguri și jumătate de făină. Amestecăm până se formează un aluat, ca o smântână groasă. Acoperim și lăsăm 15 minute pentru a se activa drojdia. Separat punem restul de făină. O amestecăm puțin cu telul. Aducem drojdia care s-a activat. Vedeți, a crescut frumos. Cu o lingură tragem făina ușor pe margini. O punem în mijlocul făinei și o amestecăm cu lingura. Punem tot iaurtul, cei 240 de ml de iaurt. Amestecăm cu lingura, apoi continuăm cu mâinile. Punem sarea și frământăm până obținem un aluat elastic, care nu se lipește de mâini. Punem puțină făină și scoatem aluatul pe masă. Ne ajutăm și de puțin ulei pentru frământare. Trebuie să frământăm cam 10 minute. Dacă trebuie, mai punem puțină făină pe masă. Este în funcție de făina pe care o folosiți. La mine este gata, formăm o minge, punem puțină făină într-un bol, punem și aluatul format. Acoperim cu folie alimentară și lăsăm la crescut la temperatura camerei pentru o oră. Așa arată după o oră. Acum o dăm la frigider pentru minim de 2 ore sau faceți ca mine, o las toată noaptea. După o noapte, aluatul arată așa. Scoatem folia de ciolofan, punem puțin ulei într-o tavă, cu o bucată de hârtie o ungem pe toate laturile, presărăm făina, întindem și făina foarte bine peste tot, presărăm făină pe masă și scoatem aluatul din bol. Facem un sul din el. Îl dăm o dată în două, apoi fiecare bucată o dăm din nou în 2 părți egale. Formăm o bilă din fiecare bucată. Fiecare bucată o întindem într-o formă alungită, o rulăm strâns și mai repetăm o dată. Apăsăm cu mâinile în mijloc, iar cu degetele întindem ușor pe margini, până obținem o formă alungită de lărgimea tăvii. O rulăm din nou strâns, fără a lăsa aer în mijloc. O punem în tava pregătită și continuăm așa, până le terminăm pe toate.
acoperim cu peliculă și lăsăm la temperatura camerei din nou să crească, pentru că este vară, până când se umple tava. Avem răbdare, fiind drojdie puțină, durează. Timpul de așteptat a trecut, la mine a durat 2 ore. Ungem cu puțin ulei și o dăm în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 60 de minute. Este gata, închidem aragazul și o lăsăm puțin la răci, o scoatem din tavă, vedeți, chiar dacă nu am pus hârtie de copt, nu s-a lipit și nu a făcut nici burtă. A crescut frumos și am obținut o pâine babană și foarte frumoasă. O ungem cu puțină apă pentru luci, asta este tot. O rupem sau o tăiem, este atât de pufoasă și bună. O lăsăm la răcit pe un grilaj, așa nu transpiră și rămâne așa cum este, foarte pufoasă. Și are un gust foarte bun, se păstrează perfect chiar și câteva zile. Ai mei sunt înnebuniți după această pâine. Dacă vă place rețeta, vă invit să-mi lăsați un like, un share, un subscribe și să activați clopoțelul, așa știți imediat când pun noi rețete. Vă doresc o zi minunată și vă aștept cu drag la rețeta viitoare. Poftă bună, dragilor!